Bună ziua, dragii mei, eu sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre păstrarea halvale. Halvala se păstrează în încăperi curate, uscate, bine aerisite și așezate pe rafturi sau grătare. Temperatura depozitului trebuie să fie de 18 grade, nu se admite variații brusce de temperatură în timpul depozitării. Aceasta favorizează umezirea halvalei și închiderea culorii la suprafață din cauza oxidării. În timpul depozitării se observă la halvală o scurgere de ulei, favorizată de temperatura ridicată din pozit. De asemenea, scurgerile sunt mai mari când au existat deficiențe în fabricarea produsului, frământare insuficientă. Tot din cauza temperaturii ridicate din depozit, halvaua poate să capete un gust amar sau rânce datorită râncezirii uleiului. În condițiile depozitare și transport prevăzute de standard, halvaua trebuie să-și păstreze însușirile timp de 60 de zile în anotimp răcoros și 30 de zile în anotimp călduros. Cu stimă și respect față de persoanele care urmăresc videoclipurile, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip. Pieți, nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, abonați-vă.